Salutare mafioților, astăzi e un vlog special deoarece... Ce am făcut, Madi? Accident! Astăzi am accidentat smart-ul și poate v-ați întreba unde e accidentat. Oh, ce am făcut, băieților! Băi, mafioților, astăzi e un vlog așa mai trist. Bine, trist, mult spus, pentru că la ce s-a întâmplat cu mașina asta și încă suntem aici, ok, fără mari probleme. Eu zic că e un pic destul de vesel. Azi, împreună cu Madi, vă prezentat ce prostii am făcut noi și țin să ne cerem scuze. Deci, de fapt, îmi cer scuze și pentru Madi, pentru că mașina asta a reușit să facă o down totală. Și încă două avarii, deci mașina asta a avariat 4 mașini. Și sincer, îmi pare rău de o mașină dintre cele avariate, pentru că una, un BMW X1 era vorba, nu? Da. Un X1 e down totală. Da. Și celălalt Ford Puma era mașină cumpărată sâmbătă. Deci sâmbătă era săraca. Numai ce fusese cumpărată mașina. Sărâna, domnișoară. Da, bună ziua. Asta e bijuteria, domnișoară, seria 7 negru, exact ca în anunț. Da, nu arată chiar ca în anunț. Din ce an este? 1994, luna 6, dar este 2001. Așa e la BMW-uri. Da, nu știu ce să zic. Kilometri? Sunt reali? 100.000 de kilometri. A fost condusă de o bătrânică în Germania. Îi plăcea așa, era pe lux și opulență. Ciudat, pe care vertical îmi arăta 800.000 de kilometri. Care vertical? Sau cum a zis? N-are, doamnă, are 100.000 de kilometri. Din 94 până acum nu s-a schimbat nimic la ea, nici măcar uleiul. Ca să nu bați drumul degeaba pentru o mașină care nu merită banii, cel mai important este să o verifici online. Adică să o verifici pe Car Vertical din confortul tău de acasă. Nu uita că ai 20% reducere intrând pe linkul din descriere sau folosind codul MERITA. Astfel poți evita timp pierdut, bani cheltuiți și, cel mai important, poți evita o țeapă. Zi, Madi. Ce să zic? Cum s-a întâmplat? Ce să mai zic? Da, într-adevăr, cum s-a întâmplat? Cum am ajuns să facem din smart-ul ăsta un pachet de fiare, să zic așa. Eu nu știu de unde are paiul ăsta aici. Zici că a intrat în buruiană și doar a intrat doar în mașini. Așa, ca o glumiță. Adevărat. Îmi place foarte mult și toată invenția asta pe care am făcut-o noi, pentru că o să vă spun că după accident, dintre cele 4 mașini implicate, da, te-au zis 4 mașini implicate în acest accident cu smart-ul. Deci smart-ul s-a făcut ravagii. Tot ce a prins, a bubuit. Una dintre ele a plecat pe platformă, adică BMW X1. Da, cealaltă a plecat pe roți. Și Loganu cred că n-a pornit deloc. Nu mai știu, a venit dar și Loganu. Ba da, a venit, că trebuia să facă poze. Ok, mă rog, una n-a mai pornit dintre ele. Hai să explicăm oamenilor cum făceam. În primul rând, țin să vă spun, nu mai plecați, fraților, dimineața fără să beți cafea, să vă grăbiți să vă duceți la dentist. Exact. Deci eu mă duceam, eram grăbit să mă duc la dentist și vă dați și voi seama, la 8 dimineața, cum e traficul prin București, și ne-a băgat Waze. Eram undeva prin Crângaș. Da. Nu? Da. Și în toată drum drept așa, pe Waze spune, am făcut o rută nouă, puțin mai rapidă, cu 3 minute. Și s-a făcut traficul din drept, așa. Da, era săruțe. Plin șerpișori, așa. Exact, ne-a băgat printre niște săruțe. Ăsta era cuvântul corect. Și la un moment dat, eu eram în dreapta, Madi era la volan. La Vogan. Ascultă, eu nu neg că eram la Vogan, la Lovan. Eu nu neg treaba asta. Eu eram acolo, burlam la ea și spuneam, băi, vezi stânga, vezi dreapta, vezi toate astea. Ea se uita în telefon să vadă exact unde mai trebuie să ajungem. Și în toată am văzut doar așa. Și gata. Ai văzut albul în fața ochilor tu. Băi, da. Că ție ți-a sărit pe gumie, nu? Hai să le arătăm oamenilor cum a sărit interior. A, stai că vedea că asta nu mai merge. Hai, apară cealaltă. Da, vreau să vă spun că din două airbag-uri a sărit unul. E bine, e șansă de 50% să sară un airbag. Bun. Ca să le explicăm, exact acolo unde vedeți voi sertărașul ăla tras, acolo era telefonul pus cu Waze-ul. Da, da. Ei, și airbag-ul ăla a sărit. Menționăm că n-am avut centură? N-am avut centură.
N-am avut centurile puse. Mi-am amestecat bine tot. Într-adevăr. Și nu-mi dau seama cum a să pierbe gola, adică cred că a simțit greutatea ta în... Așa. Și da, dintr-o dată am văzut, măi, știți care e ideea? Când eu n-am văzut acolo că ar fi semne de circulație sau că ar fi de fapt o intersecție, pentru că mașinile erau parcate până fix în buz. Până în buza da. Intersecției. Spre exemplu, uitați-vă aici jos. Vedeți, asta e intersecția și mașina e parcată aici, cum ar veni. Adică nu mai vezi absolut nimic. Adevăr, și semnul era pus undeva pe lângă un copac. Se vedea în copac, dar se vedea într-adevăr, dar era foarte prost pus. Dar semnele chioase nu trebuie să fie puse în dreapta. Ba da, ar trebui să fie puse unde la vedere. Și era pe stânga. Era pe stânga? Era pe stânga. O să vă las un cadru să vedeți exact că era pus pe stânga. Asta mi s-a părut și mie ciudat, cu semnul de circulație. Mă rog, faza e că era o intersecție în cruce. Ia fă-i, Madi, tu intersecția în cruce, cred că te vezi. Așa? Ia să-i crucem. Așa, noi veneam pe aici. Știți care e chestia? Că intersecția se cheamă că se întâlnește Olănești cu Olănești. Tu veni dinspre Olănești, spre Olănești și tu venea tot dinspre Olănești, spre Olănești. Haide, mai fă-te cu cea aia să le arătăm. Deci asta-i crucea. Noi veneam de aici, pe cedează trecerea, așa, și doamna cu X1 a venit pe aici. Norocul nostru a fost că noi am dat în doamna cu X1, adică doamna cu X1 era aici și noi am venit și am dat în dânsa, pentru că dacă era invers, eu cred că era destul de nașpa toată treaba asta și vreau să luați o învățătură la treburile astea. În primul rând, v-am spus, nu plecați dimineața fără cafeluța băută, grăbiți, nu știu, cu gând, îngândurați, pentru că asta se întâmplă. Doi la mână, nu vă băgați după Waze. Băgați-vă după Waze, dar fiți atenți la intersecții, că asta e cel mai important. Și cel mai important este să purtați centura și dacă puteți să vă puneți Waze-ul într-un loc în care să aveți mai multă vizibilitate și asupra drumului și asupra lui, ar fi perfect. Noi n-am avut unde, asta o să ne fie învățătură de minte, la BMW-uri avem unde. Dar e șmărtuci. Revenind la schemă, mai arată puțin mai de schema încă o dată. Deci noi am venit de aici, am dat-o doamna cu X1 care trecea așa. Pe dânsa am aruncat-o cumva într-un Logan parcat, o să vă las aici niște cadre. Și noi ne-am dus tot în față și ne-am oprit într-un Ford Puma cumpărat de sâmbătă. Au fost trei femei picate în tot accidentul ăsta. Doamna cu X1, eu, tu și cu doamna cu Puma. Dar doamna cu Fordul sărăcuță a venit la noi și ne zice, noi eram acolo, nu știam cine a polit, a venit și doamna ne zice: fraților, am cumpărat și sâmbătă mașina asta, o singură dată am condus-o până acasă. Da. Cam așa arată mașina, hai să le facem așa o mică diagnoză. Noi n-am venit aici la centru de dezmembrări să dezmembrăm mașina. Am venit să vedem dacă se mai poate repara. În primul rând, ne atingea carenajul ăsta pe roată și a trebuit să ridicăm puțin. Cam așa arată tragerul cu longeronul. Mi se pare ciudat totuși că, bă, niciun radiator nu-i spart. Deci n-a curs nimic din mașina asta. Dar zile tu, când eram la centrul de accidente ușoare, doamna cu BMW-ul X1 a zis: no, următoarea mașină este un Smart Fortwo. Bă, frate, să-mi dai tu mie daună totală cu asta și tu să vii cu ea încă pe roți și să nu ai nici cine știe ce lovituri. Mașina e cea mai luxată. E cea mai luxată, într-adevăr. Avem de schimbat tot botul ăsta. Din câte am văzut, era vreo 500 de lei toată treaba asta de plastice. Farurile. Mă, cred că merg lipite astea, sincer. Pentru că... Da, o facem, gata. Gata, gata, e ca nou. Partea de radiatoare la fel nu e spartă, nu e afectată. Eu nu-mi dau seama cum totuși nu am spart niciun radiator. În schimb, arată, se simte în momentul în care viresc, atinge casa de direcție sau brațele ating în radiator. Va fi destul de complicat să vedem ce atinge în ce atinge, dar eu zic că o reparăm. Ce ești, Mari? Eu zic că suntem norocoși. Chiar foarte norocoși. Bă, frate, ca idee, mașina asta e sigură, doar că nu simți când te oprești. Da, n-ai timp să simți efectiv că te oprești în cineva. Hai să demonstrăm oamenilor că merge. De fapt, o să vă lăsăm niște care să vedeți că am venit cu ea până aici. Madi, escorta mea în față. Încă mai am permis, așa că idee, gen. Câte zile? Câte zile mai? 13. 13 de permis, în care Madi poate să mai conducă 39-le. Băi, mafioților, am plecat și noi cu smărtuțul ăsta, cu erbe bursărite, cu picioare tăiete, Doamne ferește. Și acolo în spate avem de 39-le. Se aude puțin direcția pentru că lovește în radiatoare, dar mașina merge. Am luat și 39-le deoarece mergem astăzi până la mecanic să vedem dacă mai merită sau nu să reparăm mașina. Noi vrem să o facem, să o ținem de cumpărătură, zic așa, adică să mergem cu ea până la Auchan, până la Lidl, să fie mașina din asta maxim 1-2 km. Adică nu vreau să o fac exact ca la carte, vreau să fie o mașină care să ne servească prin cartier pe aici, să ne facem treaba cu ea. Trece Madi cu gincerul frumos pe lângă noi. Ce bine se aude și ce bine se vede. Și de la spate
Da, mergem așa ușor, când s-a oprins doi martori airbag-ul normal pentru că a sărit airbag-ul. Și celălalt, sincer, nu știu la ce e bine, că se mai prinde și frare mână din când în când. Dar frare mână nu e trasă, o avem normală. Eu cred că o să o facem cu puțin bani mașina, pentru că nu e atât de mult afectată. Adică avem doar tragerul puțin strâmb, radiatoarele puțin la fel strâmbe și tot botul, zic așa, toate plasele din față sparte. Fiind un smart din 2003, nu cred că sunt costuri foarte mari, dar vedem să ajungem acolo la mecanică. Eu estimez undeva la 1000-1500 de lei maxim să facem mașina asta. Mi se pare ireal că poți să ții pasul cu smart-ul. Smart-ul a variat. Să ții pasul cu toate mașinile de pe centură. Aș putea să merg și puțin mai tare, dar faza e cam mari pe asta care... Vedeți și voi cum face acolo. Și n-ar vrea să se desprindă, să sară pe aici pe stradă. Mai avem acum puțin până la mecanic și vedem acolo verdictul. Madi acolo în față. Avem brigada de elită acolo în față. Vă las acum niște cadre în care am venit cu smart-ul și noi mergem frumos la Gix să vedem dacă putem să reparăm mașina. Bine, haide să vedem diagnoza. Vin și eu cu BMW-ul, da? Bine, îți dau niște sfoară? Vrei să te leg? Nu, mersi. Vrei să te leg? Te trag cu smart-ul? Nu, aduc bine așa. Și după cum vă spuneam, smart-ul nostru merge și știam eu că sunt niște smart-uri pe aici, exact, uitați. Smart-ul ăsta e tot spart în față. Ăsta ar fi ok. Asta gâlbuțul, gâlbejorul ăsta. Da, să vedem dacă se pupă, pentru că ăla e facelift. Ăsta e non-facelift. De fapt, nu, al nostru e facelift, ăla e non-facelift. Sunt curios dacă merge. Să facem switch. Deja am găsit două smarturi, ăla galben acolo, care are bara crepată. Ăla albastru, care n-are nimic. Trei, de fapt, da. Și l-avem pe ăsta aici, portocaliu, care are într-adevăr bara crepată. Dar nouă ne vor trebui și farurile astea de NFL. Cred că crăpătura aia de pe bar e ultima problemă, eu zic cum a fost vopsit. Oricum, îmi dai seama că facem alb pe aceea înapoi. Ca să fie la culoare. Ce nu mai faci, nu? Dacă găsesc oare pe așa, oare pe auci BMW-ul aici. Într-adevăr. Și a zis domnul că nu ne dă grila central, dar poate nu ne dă grila și aici. A zis de ceva de 400 de lei, nu? Parcă așa, poate facem un schimb de la corect. De smart avariat. De smart bun, nu? Iesu, de mâncălzit din scaune arăstă. Uite de casetofon! Hai să schimbăm casetofon. Schimbăm casetofon? Zic, mă, schimbăm. Și cine mai trebuie? Ce? Ne-o sărit asta de aici, când o sărit airbag-ul, o sărit și găurica aia. Și acum, efectiv, avem torpedou refrigerat. Am găsit pe smartul ăsta ceva ce îmi doresc, pentru că mi-am amintește de copilărie. Usă aia pe volan. Băi, ca pe pasat, nu? Da. Auzi, nu putem să luăm și noi scaunele. Să lase bumânerul. Dar nu mai e bumânerul. Ia uite, și ăsta are casetofon. Vezi că ăsta are casetofon cu USB. Are cu de la cu jack. Vezi că pe ăsta luăm. Bă, nu putem să schimbăm și șofa asta la ușă? Ba da. Când îl facem și șofa la ușă. Bă, auzi, din dauna noastră, dacă nu facem un smart de lux, uite în cu la mine. Da. Cărucior de la Lidl. Jură-te tu. Ce? Uite ce curat e ăsta înăuntru, în primul rând. Și curcă de căpuși în el. Uite, mă, ăsta. Eu, pe care ploșnițe de alea. În fine, nu mai avem. Și că e de făcut ăsta, dar aici de uite, când... uite casetofon aici are cu display. Exact cum ai tu la. Are un display acolo în colț, că nu poți să țeră cu mâna, cum mă doare. Ăsta e maximul pe care poți să-l. Și că e de făcut ăsta de 2 ani aici. Aici zicem așa asta. Tecă. Oh, viață. Oprește Gix-ul de dieselul ăla, că nu ne auzim pe filmare. Ia zi, mai iese ceva din el? Am găsit o față, adică tot plasticul ăsta, 400 de lei. Da. Hai că în exprimările astea bagi o grămadă bipuri. De ce? Dar nu vreau să mai fie perfect, adică vreau să mă duc doar ploaiele și înapoi, adică dacă tragem ăsta, tragerul. Păi perfect, s-au îmbrățișat lonjeroanele, ce vrei mai perfect de atâta, e dragoste, la prima... Ăsta e drept aici, lonjeroanul. Hai, ți se pare ție. Nu știu, mă gândesc tragerul ăsta, dacă îl tragem. Păi ce tragerul ăsta, mare trager, e o bucată fier asta, asta e armătură, nu e trager. Așa. Nu sunt, mai că să o numești armătură, așa. Radiatoarele nu sunt sparte? Da, măi, nou, e la poliș, ce ai? Mai merită să mai facem? Ce?
Păi nu, dacă am de cât... De ce te mi-ai chinui să stai cu asta? Las-o, man, că era urâtă fără asta. Am mai prins și șoricel. N-am prins șoricel. Ce alt perlac ăsta e alb jegos? A, la pe acolo, da, de vost. Da. L-am prins doar pe ăsta. Ca să nu atingă carnă. Zic cât m-ar costa în mare parte să fac chestia aia, adică mă costă mult să o tragem la linie? Ia zi, Madi, întrebarea corectă, ia vină aici cu întrebarea corectă. Ia zi. Întrebarea corectă, Gixul, e așa. Cumpărăm alt smart sau putem să-l reparăm? Sau să aceiași bani? Adică să mergem chiar doar până la Oșan și înapoi. Trebuie să stai două picioare în podea și mergi fără motor, fără aia, că nu-ți mai trebuie. Flintstone, where the Flintstone? Ia, bada, bada, badu. Chiar nu se spate radiatorul ăsta? N-a curs nimic în ele. Și radiatorul de la motor care? În spate. În spate la asta e. Și cum îl tragi pe ăsta de aici? Cu ce îl tragi? Îmi pare rău că nu mai am Nissan-ul. Deci am cu Nissan-ul. Și am găsit botul, dar botul vezi că e de la NFL și cred că nu să-l adaptăm noi farurile astea pe ăla. Hai, Gixul, decupăm noi ceva, facem ăsta, îl facem să fie. Mai am o întrebare pentru Gixul, auzi? Dar te rog să la mine. Mai ai stixuri? Nu mai ai stixuri. Am lăsat și smărtuțul și acum plecăm acasă pentru că ne este foame. Smărtuțul, jumătate de smărtuț, că nu poți mai aștept mai întreg. Sărăcuțul cum arată. Zici, când mă uitam în oglindă când conduceam, zici că e un smărtuț cu malformație născută. Doamne, iartă-mă. Da. Așteptăm verdictul mecanicului, deoarece a spus că o să urce pe elevator să vadă să nu fie afectată și casa direcție și alte chestii. Cam asta a fost vlogul. Ne pare rău încă o dată pentru ce s-a întâmplat. O centurică. Ne pune centura acum pentru că după ce s-a întâmplat îți dai seama că centura poate să schimbe multe lucruri. Poate viitoare aveți grijă când conduceți, aveți grijă la acela de trecere neapărat. Nu vă mai luați după voi tot timpul, pentru că de multe ori scutiți câteva secunde, dar faceți alte tâmpenii. Și nu mai plecați, fraților, de acasă, pe grabă, fără cafeluța băută, pentru că nu e bună. Până data viitoare am fost, merită toți banii, toate cele bune! Pa, pa!